Mă, Andrei, înțelege o dată și pentru totdeauna că prințesa de mine nu o să fie niciodată cu bădăranul de tine. Eu vreau să te fac prințesa mea, mă, Rapandulo. Doamne ferește, bă, băiatule, ție ți-a înghețat creierul. Înțelege o dată. Andrei, gata, m-am săturat. Am spus nu. Cred că ție ți-a înghețat creierul, că nu vezi aici iubirea adevărată și un om care ține la tine, mă, urâta dracu care ești. Cred că până de seara ți-e una mufă, uite-te aici la mine. Mă, da, eu nu înțeleg, de ce vă certați atâta? Mă, băiete, tu ești surd? N-am auzit că nu vrea să fie împreună cu mine. Și eu o iubesc. Ce iubire, mă, ce iubire? N-ai bani, n-ai casă, n-ai mașină, n-ai nimic. Eu nu umblu așa cu oricine. Mai pe scurt este o sărăcie. Nu am eu bani, mașină sau diamante sau chestii de-astea. Dar am un suflet, am un suflet mare. Ne sunt tâților. Vezi ce proastă ești. Că-l supăr așa acum, e săracul amărât și-l mai amăgești și tu. Stai, mă, Andrei, că vin și eu acum. Da, duceți-vă, voi așa credeți că cuceriți o prințesă. Trebuie mașini, trebuie casă, trebuie să-i tot. Ce-ți mai? Da, mămică, și spusă-i, eu când fac sarmalele, eu pun suflet în ele și de-aia ies așa bune. Sufletul ca sufletul, da. Până la urmă trebuie să și știi să le faci. Nie, nu știu eu să le fac, că-ți dau una acum. Am tigaia asta. Cu tigaia asta ești cel mai bine, că prăjești în ea prima oară. Aha, ce știi tale? Tale nu știi să faci nimic. Că cam așa în tigaia ta, că degeaba ai tu tigaia aia dacă nu știi să o folosești. Aia e. Da, fată, da, păi nu mai suport. Se dă în continuu la mine. Eu o să cedez psihic în casa asta, da. Nu, că toată lumea îl lasă, doar eu sunt aia maltratată aici. Mă simt abuzată. Ce ți-aș da eu cu tigaia asta pe șale? Știi ce ești? Ești ca o babă cloanță care toată ziua taca, 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 dar nimic nu știi să faci. Aie, ești doar cu vorbăria. Te-aș fac din gură, că te iau cu polonicul ăsta acum pe șale. Nu, fata, că mă gând eu mai bine. Mă duc acum la Andrei și îi spun așa. Bă, băiatule, tu ori pleci din casa asta, ori nu te mai dai la mine. Și cu asta, basta, acum mă duc la el. Păi nu mai suport, eu nu mai suport așa ceva, adică mi se lua. Îmi iau tigaia în care te căcași mai devreme și mă duc. Că tare mie, că-ți dau una după șale. Rămâi tare aceea și fă-ți armalele liniștite, dacă știi să le faci pe toate, aha? Aha, du-te, du-te, că oricum nu știu să faci nimic toată viața, doar atâta. Nu, că eu nu sunt bună de nimic în casa asta, ea știe să le facă pe toate. După, păi mi s-a luat, eu nu, efectiv, nu mai suport așa ceva. Nu, fata, că puțin ție, mă duc acum la el, păi nu mai suport. A dracu de babă, că mi-a mâncat sufletul, mamă, deci i-aș da un artic, așa e așa. Upsi. Nu, că cred că o mierlie, uitați-vă la mine, o mierlie asta, mai mult ca sigur. Florina! Doamne ferește, doamne ferește, nu mai vina mea, nu mai vina mea e. Chiar e vina ta, 100% vina ta e. Da, e vina mea. Nu e vina mea, lasă, ea intră în tigaia mea, nu tigaia mea e vina. Nu e vina mea. Hai mă, dați-ți dracu din gură, că încerc să o readuc la viață. Florina! Florine, stai așa că vin eu acum! Stai așa, stai așa! Ia uite Tarzan unde era băgat! Doamne ferește! Aleluia! S-a trezit gutuia! Florine, mamă, ești bine? Da, mă, sunt bine! Lăsați-mă dracu' în pace! Au! Hai mă că n-are nimic, ia uite-o, e la fel ca înainte. La fel de proastă. Florina, ești bine? M-am îngrijorat foarte tare. Da, sunt bine, mă doare puțin. Ce te doare? Capul mă doare, mă doare puțin capul. Nu, că și pe mine mă mai așa câteodată capul. Cred că e de la stres. Da, mă stresez. Te doare capul, te doare capul. Stai acolo liniștită, că mă duc să-ți iau ceva de cap. Mă duc acum. Wow! Hai mă, fătălăule, dă-i mai cu putere dacă vrei să ajungi puternic ca tacto. Vai de capul tău! Încerc, încerc, eu chiar încerc! Ia uite la asta, bă, băiete, tu faci genoflexiuni? Tu vrei să crești curul sau brandul? Și curul, dacă se poate.
Mă, băiete, tu ești gay? Hai, mă, tată, ce naiba, sunt gay, aha! Te gândiști repede, nu? Nu, că și eu am dubii, stai liniștit. Bă! Vreau să vorbim. Și tu ești gay. Și Cătălin e gay. Bă, dar nu sunt gay. Abia acum v-ați dat seama. Mă, taci dracu din gură. Altă întrebare am eu pentru voi. Cine era băiatul ăla în tricou albastru? Frumos al dracu era. Asta e mai proastă ca mine. Bă, fata, tu suferi de amnezie? E prieten cu Cătălin, e disperat după tine, te iubește până la cer și la pământ și înapoi. Îi place de mine? Mamă, atât am vrut să aud. Hai, pa! Doamne, asta nu mai știe pe ce planetă e. Nu că e de la lovitură, se mai întâmplă și eu mai cam pierdut de ăștia în urmă. Așa, Cătăline. Tu dacă ești gay, spune! Dar nu sunt gay! Familie, suntem acasă! Așa și ce te agiți atâta? Suntem împreună! Pe pădreacu! Da, chiar suntem împreună! Cum e posibil? Ce drăguț! Da, e foarte drăguț! Mi-a cumpărat și un trandafir! Da, acum vă rog să ne scuzați, o să mergem în cameră ca să mai stăm și noi ca doi îndrăgostiți! Hai, iubirea mea! Mergem în cameră, mergem în cameră! Mamă, se vede că s-a lovit la cap rău de tot Florina. Doamne, ferește. Hai mă, lasă copiii în pace. Dacă ei se iubesc, asta-i, lasă-i să fie amândoi. Da, da, nu știu, e ciudat rău. Da, nu știu. Hai, vii să o bățim pe Mirela. Hai că vin. Așa, iubirea mea, stai jos. Ah, iubirea mea, ce frumos sună. Acum aș vrea să-ți dedic o melodie. Mie? Da, chiar ție. Ah, oh, ce drăguț! Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. Asta-i Dragogan? Cătălin nu cântă niciodată. Ce drăguț! Bă, bă, eu nu mai rezist, eu nu mai rezist. Doamne, ia-mă. Dați-vă, 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 dați-vă. Da. E, acum n-a mai fost vina mea. Iubirea mea, Florina, ești ok? Ești ok? Iubirea, ai zis o mătă boschetare. Au, bă, da, mă lovi azi. În sfârșit a revenit totul la normal. Eu nu cred așa ceva. Era singura femeie pe care o iubeam cu adevărat. Mă duc acasă. Hai, nu te mai plânge atâta. Nu te și caută-ți altă muiere. Ce ne sunt țâte să mor eu? Unde e mătiga aia? Să dau și-o în cap. Poate scap de tine.